Sezonul rece este tot mai aproape, drept urmare, Societatea Termică Năvodare a început pregătirea sistemelor de termoficare. Ca în fiecare an, se vor efectua probe de presiune, iar locuitorii își vor analiza individual funcționalitatea sistemelor proprii. Toată lumea, toți locatarii, trebuie să facă verificări pe propriile linii de căldură, astfel încât în momentul în care cei de la Termica Năvodare o să facă probe, să nu apară situații în care se pot sparge ori calorifere, ori conducte. Locuitorii blocurilor trebuie să aibă în grijă să-și verifice, să-și curețe caloriferele. Unii dintre locuitori au demarat deja acțiunile de verificare pentru a preveni posibilele disfuncționalități. Caloriferele, mi le spăl, le asamblez la loc, cam asta e. Și apoi când se bagă agent secundar, atunci se vede dacă am făcut bine sau nu în casă. Deocamdată nu, nu cred că avem probleme. Noi n-am reparat la bloc și nu... probleme nu sunt. Că s-au schimbat, țevi s-au schimbat, deci nu... Probele de presiune vor fi demarate pe 1 octombrie de către Termica Năvodar și se vor desfășura timp de maximum 15 zile, timp în care va fi introdusă apa rece în sisteme cu presiunea de 2,5-3 bari. 1 octombrie facem noi verificările noastre pe bările principale, dar și în interiorul caloriferelor. După asta, eu sper să avem o iarnă bună, ușoară și să dea Dumnezeu să... în regulă. Proprietarii care nu își verifică sistemele și vor suferi pagube de pe urma unor eventuale avarii vor suporta singur costurile pentru reparații.